Rusia a fost atacată. S-a întâmplat chiar astăzi, 26 martie. Este cu tremur total la Moscova. Cu tremur la Moscova. Rusia a fost atacată de armata Ucrainei. O explozie a avut loc duminică, 26 martie 2023, aproape de Moscova. Rușii nu se așteptau la așa ceva. O dronă ucraineană a provocat o explozie în centrul unui oraș din Rusia. Duminică, 26 martie 2023, o dronă ucraineană a explodat în centrul orașului rus Kareevsk, situat la circa 220 de kilometri sud de Moscova. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile ruse și citate de agenția de presă Reuters, Armata Ucrainei a lansat o dronă Tupolev Tu-141 în acel oraș. Drona era încărcată cu un material exploziv, provocând un crater la locul deflagrației. Conform sursei citate anterior, în urma exploziei, două persoane au fost rănite și trei clădiri rezidențiale au fost avariate. Vă amintim că, de câteva luni de zile, armata Ucrainei a efectuat mai multe atacuri cu drone asupra Rusiei folosind inclusiv vechi drone sovietice Tupolev Tu-141-143. Având ca țintă baze aeriene ale armatei Rusiei sau obiective logistice de natură să afecteze capacitatea de luptă a soldaților ruși. Rusia a grațiat peste 5.000 de foști infractori pentru că au intrat în grupul Wagner. Incidentul respectiv a avut loc la o zi distanță după ce Evgen Prigojin a anunțat că peste 5.000 de foști infractori au fost grațiați, după ce au încheiat contracte pentru a deveni membri ai grupului Wagner. În prezent, peste 5.000 de oameni au fost puși în libertate fiind grațiați după încheierea contractelor lor cu Wagner, a anunțat el pe contul său de Telegram. Agrația înseamnă a acorda unui condamnat iertarea, Parțială sau totală, în executarea pedepsei, printr-un act emis de șeful statului. Potrivit sursei citate anterior, Evgen Prigojin a stat 9 ani în pușcărie în timpul regimului sovietic pentru tâlhărie și alte infracțiuni și și-a recunoscut amestecul în alegerile care au avut loc în SUA, dar și rolul său în crearea grupului Wagner. În mod obișnuit, grupul Wagner este format din veterani ai Forțele Armate ale Rusiei. Grupul Wagner și-a asumat un rol proeminent în războiul din Ucraina după ce armata Rusiei a suferit o serie de înfrângeri în 2022. Grupul Wagner a luptat, printre altele, și în Libia, Siria, Mali și Republica Centrafricană. Grupul Wagner pierde o putere considerabilă și se află în crize de energie postarea sa a fost făcută la o zi distanță după ce armata Ucrainei a transmis că 1020 de soldați ruși au fost uciși în ultimele 24 de ore în timp ce au lansat atacuri nereușite asupra orașelor Liman, Avdivka, Marinka și Shakhtarsk. Principalul lor obiectiv rămâne însă orașul minier Bahmut, relatează sursa citată anterior. Inamicul nu și-a oprit asaltul asupra Bahmut, Scrie într-un raport al statului major general al Ucrainei. Oleksandr Sirski, comandantul suprem al forțelor terestre ale Ucrainei, a declarat anterior că forțele sale vor începe în curând o contraofensivă, după ce au rezistat campaniei de iarnă a Rusiei. Potrivit spuselor sale, membrii grupului Wagner, care au fost în fruntea asaltului Moscovei asupra estului și sudului Ucrainei, pierd o putere considerabilă și se află în crize de energie. Foarte curând, vom profita de această oportunitate, așa cum am făcut-o în trecut în apropiere de Kiev, Harkov, Balaklia și Kupiansk, a spus Alexander Sirski. Rusia nu a transmis nimic în legătură cu ultimele lupte, iar presa internațională nu a putut verifica rapoartele de pe câmpul de luptă.